În această dimineață, pompierii din cadrul detașamentului vânjumare Mare au intervenit cu două echipaje cu apă și spumă, dar și o ambulanță smurt la un accident rutier grav produs pe dn 56 în zona localității Rogova. Un tir s-a răsturnat. În accident a fost implicat un autotren care s-a răsturnat în afara carosabilului. Acesta transporta electrocasnice, cum ar fi mașini de spălat și frigidere. Din fericire, conducătorul autotrenului nu a prezentat forme grave și a refuzat transportul la spital, după ce a fost evaluat de paramedici smurt. Doi echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt la un accident rutier produs pe drumul național 56A pe raza localității Drogova. În accident a fost implicat un autotren fără încărcătură periculoasă care s-a răsturnat în afara părții carosabile. Șoferul autotrenului, care prezenta traumatisme minore, a fost evaluat de paramedicii smurt, însă a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului prin deconectarea bornelor de la acumulatorul autotrenului.